Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un nou episod de Broforce. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și veți episoade în continuare. Noi o să continuăm, am văzut că s-au strâns foarte multe like-uri la episodul anterior și hai să mai facem un episod. Am uitat să-mi bag controllerul ca de obicei. Hai să... Bă, doi eu parcă l-am făcut, nu? N-am făcut doi eu? Salmon. Parcă am făcut doi, nu mai țin minte. Mă rog, hai să vedem. Tarararau. Hoșai dăm drumul. 3, 2, 1. Stai așa că... Da, domnule, m-ați... Ah, fuck. M-ați certat, domnule, că n-am știut eu în episodul anterior că ăștia sunt nu știu ce... Ăsta-i Terminator, Chișet și n-am știut eu că... Oh! Nu i-am recunoscut eu că ăștia sunt nu știu ce fel de eroi, domnule, și m-a certat lumea, bă. Nu! Oh! Mamă, bine, mai am o viață. What the fuck, frate? A sărit pe capul meu și a explodat. Come the fuck on, dude. Come the fuck on. Trebuie să nu ducem neapărat aici la parter. Îl luăm pe ghirjanel. Uite, l-a s-a omorât singur, ce nevoie. Oștia, n-ai bă ce explodează ei singuri. Chuck Norris! Nu! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Nu pot să zic nicio misiune! Sări și-a murit, uite. Bun, hai să vedem dacă reușim să ne descurcăm. E așa amuzant că totul se petrece atât de rapid încât nu înțelegi nimic. A, frate, misiunea asta am făcut-o și data trecută. For fuck sake. Bum. Misiunea asta am făcut și data trecută. Nu știu ce nu s-a salvat. Probabil am ieșit cu alte F4 sau ceva gen. Oricum, nu contează. Hai că ne descurcăm. Yes, ne mai dă o viață din start, e bine. What the fuck, cum le-a dat-o lor. Nu-i bine pe aici. Asta da explozie. Bă, dar-i crâncenă-mă ăsta. Yeah. Sper că de data asta nu mai certați că nu știu caracterele. Nu știu numele caracterelor. Bun. Bă, eu dau aici, dar naiba știe ce se întâmplă. Nu! Holy fuck, mamă, cum a explodat aia. Mi-e frică să nu mor degeaba, că... Ba, da bine mă, că am multe vieți. E în regulă. Mamă, deci ăsta dă un damage. Holy smokes! Frate, dar ăsta a dat damage. Te bom... Bă, nu! Nu, olu. Nu știu ce mă tem așa mult să mor. Stenjet. Am avut 5 vieți. Bomba. Găsesc s-a blocat. 3, 2, 1, go. Combo.
Hai să vedem pe cine. Oh, pe nigger! Sus. Sus, cât mai sus. Au luat căsucă. M-au omorât singur. Yeah, Chuck Norris. Să vedem, oh, save point. Puci m-am speriat. Ce bă? Nimic nu-l poate opri pe Chuck Norris. Chuck Noneața. Aoleu. Nu? Ce? Oh, nu! Nu zicea, am... Aoleu, ce? Aveam impresia că pot să mor când robotul ăla, dar nu știu de ce. Nu, urca. Nu știu ce am avut impresia că pot să mor. Aoleu, ce? Ah, asta știu! E Robocop? Frate, Robocop ăsta, da. Mamă, de când m-am uitat la Robocop? Ai de... Oh! De când m-am uitat la Robocop? Am auzit că era să iasă un film nou sau ceva gen. Nu! Uuu, ce m-am speriat. Eu chiar dacă am multe vieți, eu tot mă sperii. Boom! Two more rescues until the next unlock. 3 e foarte greu sau ce? Cică da, hai să vedem cât de greu e 3-ul. 3, 2, 1, go! Go, you motherfucker! Frate, dar trage bă ăsta, nu glumă. Și ăsta are un damage incredibil. Nu! Hai, frate. Că aici toți suntem frați. Nu! Doamne, cum cad astea pe aici? Ce? Ce grijă? Aoleu, nu mai... Hai repede la... Nu! Nu! No freaking way! Fixing să salvăm! Cu samuraiul? Mamă, nimic nu mă oprește cu samuraiul. No freaking way! Yes, m-am salvat. Naiba știe ce se întâmplă aici. Sunt prea mulți. Oh, ok. Ah, am călcat pe... Pe grijani. N-ai idee ce se întâmplă aici, prea e nebunia după lume. Și ăla cu focul e bun. Ideea e că asta e un fel de strategie. Vezi tu că dacă ți iei o viață, să zicem că faci rost de o viață, da? Cum am făcut eu acum. Nu, e chestia că... Fac. După ce mori nu-ți mai dă același caracter și poate să te dezavantajeze. Uite asta dă ca lumea. Holy fuck, frate! Că noi toți suntem frați aici. Oh. nu-mi dau zi acum am scăpat. 28 de secunde, boal naibii să fiu. Așa repede, fără stres, pac, pac. Chuck Norris. Nu te pune cu Chuck. Yeah. Ce naiba aia? Hm?
pula. Holy fuck. Deci n-am idee ce se întâmplă aici. N-am freaking idee. Samuraiu! Haha, fraierilor, nu mă... Ce mă enervează aia cu bombă, frate, pe ei? Că aia explodează, nu-i corect. Dacă dau ăla cu samuraiu în aia cu bombă, pa! Cine n-ai vrea asta? Uitați-vă și ce caracter prost mi-a deblocat. Mă rog, mi-a dat. Nu! Ah, fuck! Am zis, caracter prost. Nu e bun ăla deloc. Hai, frate, nu-mi zic cu ea de la capăt. Mission fucking failed! Fuck you! Frate, cobor direct așa. Ha mă, yeah, ha mă, Chuck Norris, ha mă, arată-le din ce ești făcut, Chuck. Chuck! Nu! Naiba, știi ce se mai întâmplă aici. Deci mori aici de... Mă amuză! Habar n-am ce se întâmplă! Uite de stula ăla ce explodează! Deci după tot timpul ăla a explodat fix când am coborât eu. Fucking hell! Misiunea vieții chiar alu de numai închinuit și am deblocat pe unul nou, pe ăla din Matrix, pe Neo. Șmecher. Bă, bă, uite Gherjanea ce mi-era termin, bă, Gherjanea. Mă, îi salvez pe ăștia. Du-du-du-du-du-du-du-du. Fucking... Fucking fuckity fuck. Mă, nu-i cot. Ok, all right. Să vedeți acum belea. Nu pot să sar peste chestia asta? Alu, cred că o să mă uit de multe ori la... Uitați-l pe Neo. Sau nu e? Ba da, ăla era. Ăla din Matrix. Chuck Norris. Ah, fuck, trebuie să mă pun în spate. Holy fuck. Ce? Nu înțeleg. Bă, dar era chiar bine ascuns tankul ăsta cu niște frunze, nu l-a observat nimeni. Fuck you, a, da? Dar stai puțin, de ce n-ai trebuit să distrug tankul, că trebuie să trec mai departe, corect? Trebuie să trec mai departe. Bun, hai să trecem mai departe. Yeah. Eh, mă gândeam și eu că o să poate l-o morcu. Nu știu, e prea ciudat. Nu, nu mai înțeleg nimic, deci... Nu mai înțeleg fucking nimic. Bebeți!
Hai frate, hai să fugim de aici. Nu știu ce face cu puterea aia, dar mai vreau, îmi place. Bă, mă miram eu cum naiba n-am murit. A, acum înțeleg, mă, ce fac checkpoint-urile alea. Când mor, mă dă de acolo, acum înțeleg. Bros? Iute! A, ce șmecheri ăștia sunt doi. Stai puțin că nu mă prind și eu ce trebuie să fac? Trebuie să-l bat pe ăla? Se pare că da. Salut, frere. A, deci trebuie să distrug tankul doar. Aoleu, ce troll. O, se pare că ne-a mai deblocat una. Ok. Cu porcușori și chestia. Bun, dar aici încheiem și noi acest episod. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!